Russian host of Vienna Treaca, Kiria Sham host of Vienna Treaca, și când era lumea mai dragă, nu știu cum de s-a făcut, eram silit să mă mut. M-am zbătut mult în zadar să devin proprietar, iar când visul s-a împlinit, eram tare fericit, dar curând am observat că nimic nu s-a schimbat. Nu plăteam chirie, frate, dar plăteam la bancă rate. Tradițional, lumea se muta de două ori pe an. De Sfântul Gheorghe, 23 aprilie, sau de Sfântul Dumitru, 26 octombrie. Cam cu o lună înainte acestor date, orașul era împânzit de bilete cu inscripția de închiriat, pe hârtii în toate culorile curcubeului, care se lipeau pe ferestrele sau ușile apartamentelor respective. Mica publicitate nu prea se folosea în vremea aceea. Cei interesați intrau, se uitau, examinau, eventual intrau în vorbă cu proprietarul și, dacă era cazul, plăteau palma. Contracte scrise cred că se încheiau numai eventual de frica fiscului. Mutarea propriilor înțelegerile erau pe durată de un an, cu posibilitatea de prelungire cu acordul ambelor părți. Mutarea propriu-zisă se efectua cu ajutorul unor camioane trase de cai, chiar și în anii 30, camioane care se angajau cu câteva zile înainte de data stabilită pentru mutare și căruțașul respectiv venea însoțit de unul sau doi oameni care ajutau la căratul mobilei sau altor obiecte grele. Astfel că, în jurul acestor date, priveliștea unor căruțe încărcate cu mobilă care traversau străzile orașului în toate direcțiile era ceva foarte obișnuit. Da. Ne mutam pe atunci foarte des. Am identificat 12 adrese unde am locuit. Și nu sunt sigur că n-am scăpat vreuna. Am locuit la subsol, am locuit la parter, am locuit la etaj, am locuit și în pod, la mansard. De ce se muta lumea? Unii aspirau la mai bine, la spațiu mai mare, sau la confort sporit. Alții, din contra, din motive economice, trebuiau să se restrângă.
sau proprietarii le cereau să elibereze apartamentul pretextând că au ei nevoie de spațiul respectiv. În realitate, voiau să scape de chiriași gălăgioși sau răuplatnici, cum era cazul tatălui meu, care niciodată nu plătea chiria la timp. Motiv pentru care, între 1924 și 1939, ne-am mutat de 10 ori. Chiria era o problemă esențială. Dacă nu plăteai chiria o lună sau două, trebuia să te muți, te dădea afară. Tatăl meu, din punctul ăsta de vedere, era un om foarte corect. Când lua chenzina, în primul rând punea deoparte banii pentru chirie și numai după aceea banii pentru alte cheltuieli gospodărești. Proprietarii însă aveau obiceiul să mărească mereu chiria. Periodic cereau mai mult. Dacă erai de acord, rămâneai. Dacă nu erai de acord, te dădeai afară. N-aveai ce să faci, că n-aveai contract. O vorbă din bătrân spunea pe atunci, trei mutări sunt egale cu un incendiu în ce privește pagubele. Cameră de baie,
cămară pentru alimente, bibniță pentru lemne. Eram singur într-o curte mare, plină cu flori și pomi fructiferi. Vara era ca în rai. Fundul curții mai era o casă cu trei camere. În două camere locuia bunica, în a treia servitoarea. Una, două, trei, patru, cinci, șase, șapte, opt camere. Un palat. Familia mea, compusă din patru persoane, aveam în total două camere. Una era dormitorul părinților. Cealaltă era o cameră multifuncțională, spune astăzi. Pentru mine era dormitor, acolo dormeam. Acolo îmi făceam lecțiile, acolo primeam musafirii. Ne puteți descrie mobilierul? În dormitor erau două paturi mari alăturate. Tăpile din dreptul capului, lipite de perete, aveau niște înflorituri foarte frumoase. Deasupra, pe perete, era un tablou mare, înfățișând un aspect biblic. Doi oameni fug cu figuri îngrozite, lăsând în urmă dezastru produs ca urmare a păcatelor săvârșite, Sodoma și Gomora. Lângă fiecare pat era câte un optier. Între cele două ferestre era o toaletă compusă din trei părți, două laterale, gen noptiere, iar la mijloc o oglindă mare, ovală, în fața căreia se așeza tata ca să se bărberească dimineața. Mai erau două șifoniere mari, un pian la care cânta mama uneori și musafirii care doreau, iar perpendicular de cele două paturi era o canapea pe care se culca tata după masa de prânz pentru a se odihni. Copiii nu mai aveau acces în dormitor pentru a nu-i tulbura somnul. În dormitorul părinților erau două paturi, la mijloc între ele o mică noptieră, mai era un dulap cu oglindă pentru haine și încă o ladă ceva în care țineam diferite obiecte gospodărești. În cealaltă cameră, multifuncțională, era o masă cu câteva scaune, era o canapea unde dormeam eu și mai era un trepied în care aveam un lighean de faianță în care ne spălam. Alături, o căldare cu apă acoperită cu un capac de lemn și o cană de tablă. Ne puteți descrie cum arăta baia? Camera de baie era foarte frumoasă și bine utilată. Avea WC, chiuvetă, o cadă mare de baie, alături cazanul de baie. Apa se încălzea cu foc de lemne, care se introducea într-un spațiu special amenajat la baza cazanului. Mai era o canapea învelită în piele grena pentru o odihnă de după baie. Cameră de baie? Chiuvetă? Cadă? Așa ceva nu se inventase pe strada noastră. Noi aveam în mijlocul curții urcișmea, de unde s-a aprovizionat cu apă toți locatarii din corp. Iarna era o problemă. Ca să nu înghețe, o acopeream, o împătream cu paie, cu pipe, tot îngheța câte ori. Vece, undeva în fundul curcii, era o, un fel de cabină de lemn, canalizare nu există. Cabina asta
era folosită de tot cei 15 locatari care eram în curte. Uneori se făcea coadă. Micul Paris, civilizație, confort. Cum vă încălzeați pe timpul iernii? Noi aveam sobe de teracotă în fiecare cameră. În fiecare cameră? Noi făceam foc într-o singură cameră. Iarna, tata monta în mijlocul camerei un godin legat cu niște brulare la o gaură din perete care ducea la hornurile de acoperiș. Ca să încălzească, soba trebuia alimentată permanent. Prin urmare, foc se făcea numai ziua. Noaptea, ca să nu înghețăm, ne acopeream cu mai multe bleduri, păcuri. Ce ocupație aveau părinții dumneavoastră? Tatăl meu era avocat, mama casnică. Eram o familie de oameni înstăriți, dar nu bogați. Și mama mea era casnică. Dar tata lucra la o tipografie. Noi eram o familie modestă, dar nu eram cei mai săraci din cartier. Of un pripici brenta fael en un stibes heis an de rivernen reine kinder de dem alle beis an de rivernen reine kinder de Zuchit kinderle, jedenchit tael, fusilen du. Zuchit nohamul, entake nohamul, umet alefu. Zuchit nohamul, entake nohamul, umet alefu. Prima mutare din viața mea a fost una de 24 de ore, în perioada antoneșteană. Am fost forțat să ne mutăm. Casa a fost rechiziționată de poliția antoneșteană și românizată. Și ne-a obligat, în termen de câteva ore, să ne mutăm, iar de supărare am început să ne distrugem grădina. Aveam o grădină foarte frumoasă. Am făcut pachete și ne-am mutat la unchiul meu. Noroc că a intervenit centrala evreilor, unde tatăl meu era salariat, și am fost readuși în 24 de ore în calitate de chiriaș, plătind chirie lunară inspectorului Căileanu, însă ne-au lăsat să locuim numai în două camere, cele mici din spate, 5 persoane. În restul casei a fost instalat un individ, Zinger, cu familia lui. Era informator, colabora cu regimul. Asta a fost în 1941. Aveam 5 ani. La scurt timp, sora mea a contractat o scarlatină urâtă. Atunci eu și bunica ne-am mutat la o soră a mamei în strada Vulturilor, într-un bloc care aparținea unui degustor de brânzeturi grec, Pavaliescu, puțin antisemit. Când ne-am mutat noi la ea, în casă mai era un refugiat, fratele soțului. Eram în total 7 persoane, în 2 camere și un holuț, camere mici. Am locuit foarte înghesuiți. Bavaliescu, i-a zis mătuși, au venit la tine oameni, ci mama
și nepotul, trebuie să ne mai dai niște bani. Și a zis că nu vrea să audă gălăgie, scandal sau vorbă. Eu eram vorbăreț atunci. Pe urmă am devenit mai tătut și eram mare amator de filme. La capătul străzii Vulturi era un cinematograf și mătușa îmi dădea o sumă de bani ca să mă duc la filme, ca să scape de mine și să n-aibă probleme cu proprietarul. După două luni ne-am întors acasă, unde familia Zinger ocupa în continuare camerele din față. De-abia după 1945, Zinger, care a devenit comunist, a rămas în continuare în casă. Iar în 1952, Zinger a depus actele și a plecat în Israel și astfel a redevenit familia mea proprietară. Era un cartier mărginaș, un cartier muncitoresc. Casa era cu parter și etaj. Proprietarii, familia Heraru, locuiau la parter, iar noi la etaj. Probabil că tatăl meu se leguise de boala cu plata cheiei, pentru că între noi și familia Heraru, proprietarii, s-au stabilit foarte curând relații bune, chiar relații de prietenie. Îmi amintesc foarte bine, noi fiind evrei, nu aveam voie să deținem aparate de radio. Duminică dimineață se transmitea de la Ateneu concertul simfonic al filarmonicii. Și mă duceam la ei să ascult acest concert. Iar seara, regulat, seara la ora 9, mă duceam la ei, unde împreună cu Mișu Heraru, proprietarul, ascultam. Aici e Radio Londra. Era o dovadă nu numai de prietenie, ci și de încredere. Pentru că a asculta Radio Londra în anii aceia era la fel de periculos cu ascultarea Europei libere în anii comunismului. Rezistența față de regimul fascist se manifesta prin a duce o viață cât mai aproape de cea normală. Pentru cei din generația mea, acest lucru se traducea prin aceea că trebuia să ne croim viitorul, să ne gândim la viitor. Adică să învățăm. Dar ne găseam timp și pentru distracții, și când era cazul, și pentru dragoste. Astfel, în acei ani, plin de pericole, de lipsuri, de înjosiri, făcând, în timp ce făceam muncă obligatorie la Institutul Central de Statistică, am cunoscut-o pe aceea, alături de care am trăit o minunată idilă care avea să se transforme într-o mare dragoste. Și tot în anii aceia, doamna Heraru, copilăreasa, m-a învățat să dansez tango. În materie de dans, cam acolo am rămas. Nu am dansat în viața mea, iar s-a întâmplat că
relativ recent, în căminul roz unde trăiesc acum, cu ocazia unei aniversări, a unei mici petreceri, directoarea căminului m-a invitat la dans. Și, spre norocul meu, sau poate al dânsii, s-a nimerit să fie un tango. Naționalizarea imobilelor și impunerea locuitului la comun. Experții noștri în locuitul la comun, Pompiliu, Iudit și Iosef, s-au specializat în anii 50 în împărțit cu maximă eficiență și fără consecințe grave bucătăria, sufrageria, baia. Împreună am pus la punct un ghid de supraviețuire pentru locuitul la comun forțat de împrejurări. Regula numărul 1. Aduceți în spațiul vostru persoane cunoscute sau cât de cât cunoscute. Aveți 3 camere, dintre care una de trecere. Dacă nu dați de bună voie una dintre camere, vă vor fi repartizate persoane necunoscute în locuință. Aduceți atunci o familie cunoscută. De exemplu, familia Herșcovici. Părinții în vârstă din provincie ai unei prietene apropiate. Deși nu îi cunoașteți personal, se cheamă că ați adus o familie cunoscută. Regula numărul 2. Organizați bine bucătăria. Bucătăria comună creează cele mai mari animozități. Împărțiți astfel totul cât mai clar și mai bine. Aveți în bucătărie 2 seturi de vase, 2 mese, 2 aragaze. Atunci când într-o bucătărie există 2 gospodine și 2 funduri care se lovesc, nu e simplu. Regula numărul 3. Nu vă faceți iluzia că dacă sunt persoane cunoscute, vă veți înțelege întotdeauna bine cu ele. În 1958, casa este naționalizată. Atunci, primul lucru, doamna Herșcovici anunță. Trebuie să avem drepturi egale. Acum, camera asta este comună. Și a noastră, și a voastră. Și noi câte ceva în ea. Desigur. Familia Herșcovici nu plătește chirie pe camera comună. Totuși, vă scoateți o parte din lucruri ca să-și bage ei în lucrurile lor. Plătiți dumneavoastră în continuare chiria pe camera comună. Țineți animozitățile sub capac. Regula numărul 4. Dacă ați avut noroc să nimeri pe un vecin cum să cade, nu vă bucurați. Aveți un nou colocatar.
este un om pașnic, profesor universitar la Institutul Teologic. Într-o seară apar niște tipi, probabil de la securitate, și îl ridică. Colocatarul nu se mai întoarce. Rămâneți cu soția în tot apartamentul de 3 camere. Sunteți extrem de bucuroși. Bucuria se dovedește de scurtă durată. Regula numărul 5. Evitat să vă uitați pe ușa colocatarului. În locul profesorului dispărut este repartizat un tânăr interpret de muzică populară. Este Petre Căreț, cheamă mereu prieteni și prietene, chefuiește până noaptea târziu. Aseară mi-am luat cercei, rai, 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 și acum mă vezi fără ei, rai, 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 rai. Dar nu asta este problema principală. Tânărul obișnuiește să umble gol prin camera sa, astfel că adeseori poți avea plăcerea de a admira bărbăția. Treacă meargă și asta. Dar lucrul acesta se întâmplă și când merge soția la baie. Orice discuție este inutilă. Tânărul susține litos. În camera mea fac ce vreau. Dar-i-ra-ri-ra-i, dar-i-ra. Regula numărul 6. Renunțați la standardele fără ridicată de buget. V-ați mutat împreună cu un preot, cu fiică și soție. Ca să faceți baia, trebuie să treceți pe raie prin dormitor. Practic, baia este raie în dormitor. Mergeți spre baie, bateți la ușă și când deschideți ușa, în cara de baie, domnul preot, care este și ofițer, își curăță cizmele în cadă. Nu puteți să vă spălați aici. Și atunci, găsiți soluția. Coborâți la subsolul clădirii și faceți duș la dușul pentru femeile de servici. Mai complicat este cu mersul la toaletă. Nici o problemă, faceți la oliță. Regula numărul 7. Păziți-vă lucrurile. Aveți în hol o valiză mare în care țineți rufele murdare. Rufele mai dispar din când în când. Odată vecina vă atenționează. Aveți grijă. Cât o fica mea vă mai fură din lucruri. Da, asta e a mea. Regula numărul 8. Familia preotului a adus cu ea o găină, care merge liniștită pe masa din bucătărie. Găina cotcodăcește. Lor li se pare ceva normal. Nu primiți niciodată nici măcar un nou de la această găină. Macarale, când în soare ar cinti, macarale, în zor de zi, suia cale, pe albastrele cărări, macarale, suie în zări, macarale, când în soare ar cinti, macarale, în zor de zi, suia gale, pe albastrele cărări, macarale, suie în zări. Ce se întâmplă? Înainte de a se face un șantier, se face organizarea de șantier. Asta înseamnă asigurarea condițiilor cât de cât bune de locuit pentru cei care lucrează pe șantier. De la canalizare, la WC-uri, instalații sanitare și toate. Când m-am născut eu, mama mea lucra pe șantier la MACAZ și s-a dus la maternitatea din Gura Humorului. M-a luat după aia cu ea pe șantier. Așa mic, bebeluș. Mamei îi plăcea viața de șantier. Nu știu de ce, pentru că erau destule restricții față de bloc. În copilărie m-am mutat de la Bacău la Suceava, de la Suceava la Capra Foi, de la Capra Foi la Voineșița,
de la Voineșița la Ciunget, de la Ciunget la Râmnicu-Vâlcea. Mutările astea au fost în gimnaziu și în primul an de liceu. M-am mutat de la un șantier la altul. Pe șantiere stăteam în colonii muncitorești, în barăci, și numai la Voineșița am stat în niște blocuri. În rest, în barăci. O baracă era din lemn, pe dinăuntru era tencuit, pe din afară se vedea lemn. Avea două până la trei camere, bucătărie, baie, duș. Era amenajat ca un apartament, dar se numeau colonii muncitorești. Într-o colonie muncitorească erau în jur de 20 de barăci, între 10 și 20. Unele colonii din astea aveau cantină, altele nu. Se mânca la cantină, dar avea și bucătărie locuința respectivă. În aceeași baracă sau în barăcile alăturate erau alți copii. Anul întâi de liceu l-am făcut la Voineasa, dar stăteam la Ciunget și veneam cu autobuzul la școală. Dura o oră, o oră și ceva. După aia mama a plecat pe Olt, la șantierele de pe Olt, dar acolo ne-a dat locuință la Râmnicu-Vâlcea. În 1974 m-am mutat la bloc în Râmnicu-Vâlcea. A fost prima locuință stabilă. Locuiam acolo cu mama, care era inginer constructor de hidrocentrale. După aceea am fost odată din nou la Ciunget și am văzut că nu mai era decât o baracă dărăpânată. Deci, din toate barăcile care erau acolo, n-a mai rămas decât fundația aia, nu știu cum se spune, care era baracă. N-a mai rămas nimic. Deși am plătit în continuare rate la bancă încă 10 ani. Eu, pentru prima oară, am devenit proprietar după 1990 asupra apartamentului în care am fost mutat forțat ca urmare în anii 1980, ca urmare a demolării forțate, a demolării pripite a casei părintești și pentru construirea bulevardului Victoria Socialistului. Și în această situație, părinții mei au suferit mari pierderi materiale și de obiecte cu valoare mare sentimentală. Eu, de fapt, nu am fost niciodată proprietar. Dar mama mea a cumpărat, după 1990, apartamentul din strada Matei Basarab, în care ne-am mutat în anul 1974. Dumneavoastră, când ați devenit prima oară proprietară? Ok. Dumneavoastră, sunteți proprietară? Dumneavoastră? Proprietar?
În ce an ați devenit proprietar? 2009. Câți proprietari, how many owners do we have tonight here? Raise your voices. And, okay, not so many. And how many are still paying rent every month? You, my lord, are you my landlord or just the lord? yeah, I look at you. Me? You own it or you don't own it? Excuse me? I'm your landlord. Ok, good. Astăzi se spune despre blocurile socialiste că ar fi fost niște, niște cutii de chibrituri cu condiții foarte proaste și confort scăzut. Haideți să vedem ce au trăit eroii noștri pentru prima oară în aceste cutii de cu chibrituri. Mi s-a împlinit un vis. După 26 de ani de căsnicie, în sfârșit, am locuit singur cu soția mea. Pentru prima dată am avut 4 camere decomandate. Fiecare copil avea camera lui. Și eu am avut pentru prima dată camere decomandate. Era un holișor care despărțea camerele. În această așa zisă cutie de chibrituri, eu am avut de fapt o garsonieră o cameră de peste 25 de metri pătrați, unde mi-au încăput mobilele absolut confortabile. Pentru prima dată am avut o cameră personală. Nu mai stăteam cu mama în aceeași cameră. Pentru prima dată am locuit într-un apartament modern. Calorifer, încălzire centrală, aragaz, fără butelie. Pentru prima dată, eu am avut o baie personală. Că până atunci, vecinul meu, care era și proprietar, îmi spunea: eu din școală, la 7 dimineața, cu harabaie, că în urma ta mai sunt încă 7 care vor să se sperie. Eu, în contra, pentru prima oară în viață, am trebuit să locuiesc într-o casă cu instalația electrică defectă, atât în baie, cât și în hol și iremediabil. Când am cumpărat garsoniera, eu am fost foarte bine. Pentru că, în fine, aveam și eu casa. Dar mama era veșnic. Noi suntem o familie de comuniști. Tu o să fii prima capitalistă din familia noastră. Bine, mama, dar pe mine m-a învățat Marx că capitaliștii exploatează. Eu n-am exploatat pe nimeni. Pur și simplu ne-am cumpărat o garsonieră. Mare importanță! Ai proprietate, ești capitalist. Bine, mama. Dacă eu voi fi prima capitalistă din familia noastră de comuniști, atunci află că țara asta lui Ceaușescu se umple de capitaliști. Pentru că cine a avut nevoie și-a cumpărat casă. Să-i amintiți, vă rog frumos, adresa mea, când mă întâlniți cu fericirea, casa cu plopi, strada speranței la parte. Mai aștept și mai sper să-i amintiți, vă rog frumos, adresa mea, când vă întâlniți cu fericirea, casa cu plop, strada speranței la parter. O mai aștept și mai sper. Într-un bloc naționalizat, într-o cameră care era de fapt dependența apartamentului de alături. În această cameră aveau 2 paturi, 4 scaune, o masă și un șifonier. Atât încăpea. Mihaela și sora ei dormeau în cameră și părinții în bucătărie. De fapt, foloseau călcătoria blocului de bucătărie. Pe
părinții mei au murit când eu eram în liceu. Niciodată n-am avut o locuință, chiar locuință. Mihaela a locuit acolo până în 1977, când a fost evacuată după ce sora ei a emigrat în străinătate. În august 1977 a primit o înștiințare să se prezinte la miliție. Mihaela lucra atunci contabilă. S-a dus la șeful ei și i-a zis: Bosul, uite ce am primit! Și el n-a răspuns. Mihaela, ai grijă! Ăștia-s din aia cu ochii albaștri, cu dus întors. Ei vroiau să vină în lipsa mea, când eu nu eram acasă, să cerceteze diferite persoane. Dar eu nu am fost de acord. Și pe 1 noiembrie 1977 i-a venit evacuarea. Mihaela a reușit să se mute într-o boxă mică, tot în blocul în care locuise. Dar administratoarea a dat-o afară pentru că au venit niște muncitori să renoveze blocul și i-a cazat pe ei în boxă. Mergeam seara în Calea de Nord, la clasa 1, unde plăteam 15 lei și dormeam acolo. Mihaela a văzut atunci mulți oameni care dormeau în gară. Mulți dormeau la clasa 2 pentru că n-aveau bani. Venea miliția, îi controla și îi dădeau niște bani. Dar totuși nu era atâta violență ca acum și nu erau atâția oameni care dorm pe stradă ca acum. Mihaela dormea în gară pe scaun. Se trezea la 5 dimineața, mergea la toaletă, făcea duș, pleca la serviciu. A locuit așa aproape un an. În timpul ăsta a încercat să obțină casă, dar nu a ascultat nimeni. Până la urmă, o cunoștință mi-a spus: Mihaela, tu ai fost în audiență la Comitetul Central? N-am fost. Și a doua zi s-a dus la Comitetul Central. Acolo, într-o sală arhiplină, cel care a primit-o înaintea celorlalți, la el în birou, a ascultat-o și i-a zis: Cum se poate așa ceva? În statul nostru socialist dormiți în gară, mai ales că și lucrați. Dar totuși, să vedeți cum se rezolva, cum se rezolva atunci. Nu ca acum. M-au trimis la ICRAL și șeful ICRAL-ului mi-a zis: Doamnă, doamnă, veniți mâine dimineață cu iale la dumneavoastră și ne vedem în fața blocului la fosta dumneavoastră adresă, la ora 8. Eu știam că în blocul care locuisem la subsol murise cineva și era o cameră goală. Și a doua zi când a ajuns acolo, Mihaela a găsit camera zugrăvită, ușile vopsite, camera gata, pregătită să se mute în ea. Și uite așa, Mihaela a obținut din nou casă. Anii 90, anii 90, ceva, ceva, îți mai amintești? Au început combinațiile, a crescut mafia cu spațiile. Pentru unii au fost apartamente rezidențiale, pentru alții n-au fost case sociale. Pentru unii au fost retrocedări aranjate, pentru alții au fost barăci improvizate. Libertatea a adus cu ea șmecherii financiare, evacuări ilegale, ilegale. Naționaliza, retroceda, evacua. Naționaliza, retroceda, evacua. Anii 90, anii 90, ceva, ceva, îți mai amintești? Mai știi cât de dai pe o chirie? 100, 2, 3, 4. Chiriile s-au scumpit, creditele s-au mulțit. Viața fără casă s-a năsprit, s-a năsprit. Naționaliza, evacua, retroceda. Naționaliza, retroceda, evacua. Tu
ai sărăcit, ei ți-au spus că te-ai îmbogățit, tu te-ai îndatorat, ei ți-au spus că ai prosperat, tu ți-ai făcut credit pentru casă, ei ți-au zis, vă dorim o viață frumoasă. Și când n-am mai avut aproape nimic, ei ți-au spus că toți am mai rămas un pic, că toți am mai rămas un pic. Am naționalizat, retrocedat, evacuat, n-am naționalizat, retrocedat, evacuat. Soț avusese locuință cu chirie, repartizată de întreprinderea la care lucra. Dar când ne-am despărțit, încă în perioada comunistă, am rămas eu în garsonieră, în garsoniera respectivă, pentru că aveam un copil mic. Și în 1994, într-o dimineață, mă trezesc cu bătăi în ușă. Era un polițist și cu doi domni. Bună ziua, bună ziua! Dumneavoastră sunteți Prâlej Mihaela? Da! Trebuie să eliberați casa. Este vândută. Păi cum să fie vândută când eu plătesc chiria? De fapt, fostul meu soț cumpărase casa și o vânduse. Noul proprietar, foarte drăguț, a zis că mă mai lasă câteva luni. În octombrie 94 m-a evacuat. În anul 1973 am fost mutați în strada Londra numărul 15. Era un bloc mic cu o grădină cu pom fructifer. Apartamentul era format din două camere. În hol creșteau multe plante, printre care un grapefruit care a înflorit. Casa era naturalizată, iar fostul proprietar stătea în străinătate. După cutremurul din 1977, noi împreună cu Icrarul am reconstruit apartamentul. După 1990, apartamentele din bloc au putut fi cumpărate. Eu am aflat prima și am anunțat vecinii. Ei au cumpărat. Câteva zile mai târziu m-am dus și eu cu bani, dar nu mi s-a primit, deoarece proprietarul câștigase casa. Doi vecini s-au judecat cu el și acum beneficiarul de apartament. Pe mine m-au mutat forțat într-o proprietate a fiului noului proprietar, în strada Rahmaninov 33, apartament 18. Nu găseam casă nicăieri. Chiriile mari, copilul avea 10 ani. Și am ajuns să stăm într-o baracă, undeva pe lângă râul Colentina. Pe urmă, am stat la diversi oameni, numai ca să aibă copilul unde să stea. Apoi am făcut curat la o scară și am stat într-o cameră cu bucătărie. Lucram seara la o peretă și dimineața la curățenie. Numai că, după 3 ani, a fost revendicată vila și ne-a dat afară pe toți. Am fost evacuată din nou. Asta era în anul 2000. În strada Rahmaninov era o casă prin două camere, insalubră, cu insecte, cu o fereastră stricată și frig. Proprietarul locuia în străinătate și nu mi-a dat adresa.
la care să plătesc chiria fixată de el. Când mi s-a mărit pensia, l-am găsit și i-am spus că îi plătesc mai mult. M-a refuzat. Apoi am stat la diverse persoane până când fata mea a rămas gravidă. Și proprietara ne-a dat afară din casă. Nepotul meu s-a născut bolnav. Fiica mea stătea cu el prin spital. Și eu am început să dorm pe stradă, prin parcuri, pe unde găseam. În 2009 n-am mai avut unde să mă duc și m-am mutat la fata mea, care locuia cu concubinul ei. Acolo erau certuri, scandaluri, că și el bea și taică-su bea. Plecam cu copiii pe stradă. Pe 9 decembrie 2009, tinerele m-a bătut cu lanțul și am fugit noaptea pe stradă într-un bloc, unde cunoșteam pe cineva. Eram bătută plină de sânge și am zis să cheme poliția ca să mă ducă într-un adăpost undeva. În 2010 m-a evacuat în stradă, în cămașă de noapte. Era martie, era încă fric. O ardeleancă vecină, pe care nu o cunoșteam, mi-a dus o pătură pe care o am și acum. Am dormit pe o bancă pe strada Rahmanilor și pe scaune la spitalul de urgență. Am mâncat la o vecină, la etajul 1 și de epuizare am căzut. Am fost dusă cu o mașină la Bălăceancă. Acolo doctorița care m-a examinat mi-a spus, semnați că nu vreți să rămâneți aici. Am fost dusă la propunerea mea la alt spital pentru dureri de picioare. Dar doctorul nu m-a primit, spunând că nu e o urgență. Atunci am fost dusă la spitalul nou, unde doctorul Gheorghe Dobre m-a primit temporar pentru o lună, după care am fost adusă la Căminul Rozen. Au venit cu asistența socială de la sectorul 2. Și așa am ajuns să stau în adăpostul de noapte, din 2009 până în 2012. La ora 8 seara se dădea drumul. Erau niște barăci mucitorești, cu paturi de fier suprapuse, cresie pe jos și fiecare avea boceluța lui. La 6 dimineața era spularea și cel târziu la ora 8 trebuia să pleci. Fie iarnă, fie zăpadă, fie ploaie, trebuia să eliberez camera. Așa am stat timp de 4 ani. Până când un domn, aflând că sunt evreică, mi-a spus de Căminul Rozen. Și așa, în 2012, am ajuns la Cămin. Orice om pe acest pământ are un drept, e lucru sfânt, fie el de orice rasă, are dreptul la o casă. Din păcate, în prezent, este trist, dar evident. Sunt multe oameni, biete ființe care nu au locuit. Noi, pe scurt, v-am relatat în trecut ce-am îndurat. Să recunoaștem cinstit
cu tot ce am suferit. Dar să știți, era mai greu dacă erai și evreu. Dar văd, acum, departe în zare, o zi de mare sărbătare. Fiecare să aibă o casă cu multe bunătăți de masă. Și de ce nu, să spunem clar, să fie chiar și proprietate. Și mai am ceva de zis. Deocamdată e doar un vis. Pentru toți, egalitate, frăție și libertate, fără ură și rasism, fără niciun fanatism. Toată lumea să se împace, să fie pe tot globul pace. Yeah, yeah, yeah.